Bună ziua, doamnelor și domnilor, ne aflăm la Slimnic, la Casa Bunicilor, unde astăzi Optium are, spune bună ziua. Bună ziua. Cu ce ocazie ne aflăm astăzi la Slimnic? Am considerat că este bine să faci o faptă bună. Am făcut o campanie prin care mai mulți oameni care au venit și au cumpărat de la noi și au donat ochelarii, primind un voucher în schimb, pentru a putea face un lucru bun pentru anumiți oameni. Câte persoane s-au înscris în acest program? Aproximativ vreo 60 și ceva de persoane. Okay. În decursul de 60 de zile, cam atât. Deci în jur de 60 de perechi de ochelari aveți de oferit astăzi aici la Casa Bunicilor. Exact. Spuneți-ne, cum au primit sibienii această inițiativă Optium? Foarte încântați de această inițiativă pe care am făcut-o și chiar și mulți din străinătate, pentru că am promovat-o okay. și pe Facebook și mulți din străinătate au spus când o să ajungă înapoi în țară, o să vină să facă și ei anumite donații de ochelari. Bănuiesc că programul nu trebuie neapărat oprit aici, înainte de Paște. Nu se oprește aici, o să facem în continuare, chiar și în continuare cu prietenul nostru, să zic, și partenerul nostru, Radu Mila. Și o să continuăm și cu alți parteneri, probabil. Am înțeles. Atunci când mergem să ne alegem o pereche de ochelari, la ce trebuie să fim atenți? La cum arată? La ce lentile trebuie să punem? Care ar fi sfaturile dumneavoastră? În momentul care... Sau când... Facem o pereche de ochelari cu niște lentile calitative. Pe această cale vreau să mulțumesc și Essilorului, care este numărul 1 mondial, chiar și la noi în țară. Și atunci ei sunt... În momentul finalizării, ca să spunem acum așa. Acum depinde de probleme. Nu e un timp foarte lung și înseamnă că maestria e rapidă la dumneavoastră, că pot fi și perioade mai lungi. Nu prea. Perioade mai lungi la o pereche de ochelari, nu. Chiar dacă sunt dioptrile mai mari, sunt lentile personalizate și atunci și acele lentile vin în maxim 2 săptămâni. Cât de important este să ne facem protecție pentru calculator? Acum nu vorbesc pentru cei în etate, vorbesc pentru cei tineri. În zilele noastre, majoritatea suntem expuși la diferite monitoare și așa mai departe. Cât de important sunt acele filtre pentru protejarea ochilor pentru ecrane? Acum, pentru protecția la ecrane, nu neapărat este atât de importantă. Mai importantă este UV-ul. Este UV-ul din natură și UV-ul emanat de luminile artificiale. Pentru că orice ecran, fie la telefon, fie la laptop, fie la calculator, au filtre. Adică și companiile mari lucrează în acest sens. Dar UV-ul din natură, pentru că și statul de ozon este din ce în ce mai subțire, afectează foarte mult. Am de aceea înțeles. Este foarte importantă și o protecție la o lentilă de calitate. Chiar și când mi-aș alege un ochelar de soare, ar fi bine totuși înainte să consult medicul, să merg la un cabinet specializat decât să iau un plastic ordinar? Este foarte bine, pentru că și acel ochelar de soare se pot face cu dioptrii dacă este nevoie și atunci cu siguranță în majoritatea opticilor veți găsi ochelar de soare de calitate. Pentru că nu se mai introduc în optici ochelar de soare care să nu aibă acel factor de protecție 100%. Și aș vrea să vă mai întreb ceva, că știu că majoritatea celor care se uită acum în direct la ora de Sibiu, ora de Media și ora de Schellimber, sigur au mers într-un supermarket și au văzut la un moment dat un stand plin de ochelari cu diferite dioptrii fixe, fără gradaje, fără nimic și zic, ai, l-am pus, ai, uite, ăsta merge, cred că l-am luat. Și cred că oamenii în etate, în general, sunt mai predispuși să aleagă o astfel de variantă. Pe vremuri erau marketurile acelea la roșii, dacă țineți minte, care aduceau tot felul de ochelari, tot felul de în piață, dar acum le-am văzut în supermarketuri, adică accesul la o dioptrie neverificată, la cât de grav e dacă alegem un ochelar care nu se potrivește de fapt? Grav nu poate fi, este vorba de perioada pe care o purtăm, pentru că acei ochelari sunt făcuți speciali
pentru ca în momentul în care ajungem în market și uităm ochelarii acasă, ca să vedem prețurile pe raft, este bine să achiziționăm o pereche de ochelari, dar în același timp, după ce ne-am folosit de ei, este bine să-i lăsăm înapoi în magazin. Pentru că așa se practică și în Germania, să spun așa, în Italia, în Franța. Adică acei ochelari sunt făcuți special pentru a ne ajuta în aceea zi. Și îmi iau ceva care... am înțeles. La noi, practic, sau... Dar nu toată lumea știe lucrul ăsta. Nu toată lumea înțelege că pentru ce sunt făcuți acei ochelari. Noi îi luăm de buni, îi purtăm mult timp, acei ochelari au, într-adevăr, poate o dioptrie bună, poate nu este bună, dar pe lângă dioptrie mai este și o distanță interpupilară care trebuie să fie corectă pentru a nu strica unghiul vizual. Și purtându-i pe perioada mai îndelungată, s-ar putea să avem alte probleme. Aș vrea să vă mai întreb ceva, și anume, știu că aici vorbim de o medicamentație la care tinerii au acces, mai ales după o seară în club, obosiți cu ochii împăienjeniți ca să nu se ducă la școală sau la serviciu sau, în fine, în fața prietenilor cu ochii roșii, folosesc diferite substanțe. Nu aș vrea să dau nume, dar bănuiesc că ei știu mai bine ce curățări de ochi. Cât de bine sau cât de rău sunt fără un sfat real al medicilor, pentru că știu că reclamele atrag și spune imediat ți-ai curățat ochiul, e minunat. Probabil că odată nu e sau nici măcar odată nu e recomandat. Lacrimile artificiale de obicei sunt foarte binevenite, n-au ce să strice, totul este natural, deci nu afectează. Dar orice picătură de ochi este bine să se facă după prescripție medicală. Lacrimile artificiale se pot fi folosite oricând, fără niciun risc. Am înțeles. Deci nu e un risc dacă folosim, dar nu pe un timp îndelungat. Nu, pentru că practic o să dea o dependență. Am înțeles. Dacă ne puteți prezenta un pic ce ați adus astăzi aici la am adus un, Casa Bunicilor. Bună ziua, bună ziua! Am adus un autorefractometru. Autorefractometru. Wow. Care determină dioptriile. Am înțeles. Un optotip pentru a putea să dăm totuși o dioptrie confortabilă și corectă unui pacient. O trusă de lentile cu care să punem, să verificăm dioptriile. Să le și vedem numai un pic. Așa. Vă rog. Găsim cea mai bună soluție pentru fiecare. Și cam atât. Simplu și la obiect. Nu facem altceva decât o determinare de dioptrii. Am înțeles. Pentru probleme mai mari, pe fiecare dintre oameni o să-i redirecționăm către un medic oftalmolog. Am înțeles. Cât de important e când merg la un cabinet oftalmologic să știu ca și consumator, ca și cumpărător, cum îmi dau seama cât de bun este aparatul folosit? Acum, de bun, noi ca și pacienți nu avem de să ne dăm seama, dar este important ca acel medic care face această determinare de dioptrii sau un optician care face această determinare de dioptrii să aibă un pic de experiență. Și totuși omul contează enorm. Aparatul nu locuiește. Aparatul nu face altceva decât dă anumite valori după care se pleacă către o dioptrie corectă, bazată tot pe schimbul de lentile. Am înțeles. Deci nu e suficient doar să punem ochiul la un aparat și deja automat știm exact. Mâine pe mine vor face automate pe stradă cu verificarea dioptriilor, nu dacă. Medicul sau opticianul, el până la urmă își pune parafa pe dioptria care o poartă omul. La PTU, de obicei, sunt perioade, că știu că celelalte cabinete, să zicem, au perioade în care au tot felul de promoții, în care consultație gratuită sau lentilele sau ramele sau, în fine, de obicei ramele, lentilele mai puțin. Aveți un astfel de program pentru cei interesați? Acum aceste promoții, să le spunem așa. Practic, această consultație gratuită venim în sprijinul oamenilor care de cel mai multe ori nu prea oferă bani pentru o determinare de dioptrii sau să vadă dacă sunt probleme și noi sărim în ajutorul lor. Acum, de la determinare de dioptrii, dacă sunt probleme
își pot achiziționa o pereche de ochelari de la noi. Avem anumite promoții cu reduceri la rame, chiar și la lentile, câteodată. Să facem să fie bine pentru toată lumea. Să facem să fie bine pentru toată lumea. Asta e un dicton minunat. Spuneți-ne unde vă putem găsi. În Carrefour. Okay. Sibiu și Limbăr, în Carrefour, pe galerii. Ok. Magazin Optio, lângă Digi. Ok. Și în curând în nou mall care va fi deschis la gara. Ok. Deci în mall vă găsim de lunea până lunea, de la ora 10 la ora 22. Wow, minunat. Asta e fabulos de știut, pentru că în general nu găsim sâmbătă și duminică deschis la cabinetele tradiționale. E foarte comod, mergând pe galerie, putem măcar să ne facem o verificare, măcar să intrăm să vedem, chiar și de curiozitate, exact. Pentru că sunt sigur că nu e atât de complicat. Spuneți-mi încă un pic, că aici vreau să vă mai întreb. În cazul în care o lentilă, o ramă, pierzi un șurubel, cumva e un pic deformat, cât de important este să știm că o ramă deformată poate de asemenea influența ochelarul sau dioptria pe care noi o avem pe ochi? Această ramă este vorba și de problema fiecărui om, pentru că sunt anumite persoane care au probleme atât la distanță cât și la aproape, și atunci pentru a regla această ramă sau pentru a o ajusta într-un fel sau altul să aibă vedere bună în toate direcțiile este foarte important. Pentru cei care au o dioptrie mai micuță, acum că stă rama puțin mai strâmbă sau mai într-o parte, nu este un pericol, dar este bine să treacă pe la noi, pentru că o să le facem aceste servisuri gratuite. Wow, un serviciu gratuit. E minunat de aflat. Eu am intrat, recunosc, la un moment dat și sincer mi-am schimbat o perniță de silicon și am fost surprins în momentul în care am întrebat: "Ok, și cât costă?" Și a zis: "Nu, că asta e gratuit." Minunat, deci că asta e fabulos. E bine de știut. Cât timp ar trebui să purtăm un ochelar? Sau la cât timp ar trebui să ne facem această verificare, că e la ITP. Ca la ITP, nu? În funcție de, nu e, sau e o perioadă exactă la care ar trebui să ne facem verificarea dioptriilor? Verificarea dioptriilor se face în special măcar o dată la un an de zile. Deci o dată pe an. Da, o dată okay. pe an. Și la ochelarii de soare, lentilele, este foarte important să le schimbăm o dată la minim un an jumătate, pentru că lentila se pierde din calitate și atunci UV-ul chiar o să ajungă la retina și nu este chiar foarte bine. La un an și jumătate. Nu cred că toată lumea știe lucrul ăsta și sunt foarte mulți care țin 4-5 ani, poate o singură lentilă și se miră de ce dioptriile după aceea sunt Acum, afectate. Pentru ochelarii de vedere, sunt anumite persoane care port ochelare și 5-6 ani, 10 ani și sunt foarte bune dacă îi întreții corespunzător și dioptriile nu se modifică, ochelarii sunt foarte buni. Cum întreții corespunzător o lentilă? Corespunzător. Acum fiecare avem un fel de a munci, avem anumite locuri de muncă, unii mai în praf, alții la birou, dar curățarea lentilor este foarte importantă. Adică să nu folosim anumite soluții care le găsim în farmacii sau pe galeriile comerciale, spray-uri. Cea mai bună firmă de lentile recomandă doar apă și săpun lichid. Apă și săpun lichid? Atât. Pentru că okay. apa cu săpunul degresează cel mai bine. Și este indicat odată la în fiecare zi sau o dată la două zile să spălăm ochelarii cu apă și să conechid. E interesant că acum câteva luni, nu de curând, văzusem pe galerii niște tineri care abordau lume să șteargă ochelarul cu o mare soluție minune care și dezaburește și curăță. Da, e minunată. Dar ce am observat, mi s-a părut foarte interesant, era că curățarea pe care o făceau pe loc era dintr-un anumit recipient și ceea ce vindeau arăta de diferit. Dar, în fine, n-aș vrea să fiu răutăcios. Numai, cât de important e să, cum să zic, să ne protejăm ochelarul corect? Păi este foarte important pentru a-l avea pe perioadă mai lungă dacă nu se schimbă dioptria. Că și rama se mai poate refolosi după ce se schimbă dioptria, lentile se înlocuiesc și rama
dacă avem grijă de ea, s-ar putea să o avem pe o perioadă mai îndelungată. Cum alegem o ramă corect? O ramă corect în funcție și de dioptrii, în funcție și de forma, și de trendul care fiecare... Cât de important e? Am observat acest lucru că este important ca atunci când mergem într-un cabinet oftalmologic, în general, specialistul îți propune anumite rame, te îndrumă. Deși sunt sigur că toți suntem tentați spre tot felul de alte forme și ni se pare ciudat de ce suntem... Acum, vă spun din punctul meu de vedere, la noi la optică se poate alege orice fel de ramă, pentru că tehnologia a ajuns la un alt nivel în care ne oferă să putem purta aproximativ orice ramă pe care o dorim pe orice fel de ochelar. Pentru că am ajuns ca această proteză să devină fashion, ochelar. Ok. Și fiecare dintre noi vrem să arătăm într-un fel. Sunt și persoane care își fac rame de ochelari cu lentilă blanc, fără dioptrie, numai de fashion, adică... Nu neapărat de fashion, este vorba și de protecție de zi de zi. Ok, asta n-am știut-o. Da, deci... este doar fashion, este și pe protecție. Pentru că fiecare lentilă putem adăuga mai multe filtre la lentilă și atunci avem o protecție de zi de zi. Am înțeles. Păi, haideți să vedem atunci cum decurge efectiv consultație și vă lăsăm să descoperiți atât. Spunem și bună ziua. Colega mea, optician optometrist. 93. Ca să vadă telespectatorii, nu știu, telespectatorii, nu știu cum aș putea spune neapărat, privitorii, nu știu, mai degrabă, cum decurge, că nu doare, în primul rând, că e ușor, lumea este zâmbitoare și doar trebuie să ne prezentăm la cabinet pentru a... parcurge câțiva pași. Multă lume să știți că e speriată și mai ales tinerii în general se sperie. Speriați probabil să nu cumva să aibă probleme. Da. Și nu de cumva... teamă de a schimba puțin lucru. Punând o pereche de ochelari, nu mai suntem noi. Sau poate arătăm mult mai ok. Da. Depinde cum înțelegem fiecare acest fenomen. Pentru că am observat foarte mulți tineri care în momentul în care observă că au probleme de vedere, că nu văd foarte bine, mijesc ochii, sunt obosit și asta cred că e un semn, oboseala, durerea de cap de obicei parcă, sau care ar fi simptomele în momentul în care ceva nu funcționează la nivelul ochilor? Sunt mult mai multe simptome, să spunem așa, adică senzația de ochi uscat, de ochi înroșit, de neavând o vedere clară și mulți dintre cei tineri își dau seama când conduc, merg în mașina noaptea și zic, farurile mă deranjează. Și atunci majoritatea vin la noi și își dau seama că au o mică problemă, dar ei, o parte din ei amână. Pentru această teamă de a o purta ochelari, să zic. Am înțeles. Nu cred că ar trebui să ne fie teamă și mai ales ar trebui să venim cât mai repede la un cabinet pentru că o problemă rezolvată mai din timp și rezolvată în fază incipientă poate fi chiar și eradicată în anumite cazuri, nu? Adică este vorba chiar de prevenție. De prevenție, da. Exact. Da. Pentru că nu toată lumea, trebuie să spunem și lucrul ăsta, nu toată lumea trebuie să poarte pe viață ochelari. Chiar nu. Și nu tot timpul neapărat. Adică sunt persoane care au probleme doar la citit, alții la distanță. În general, cine poartă la distanță, îi ține și pentru citit. Am înțeles. Da. Cât de rău e asta? Sau de bine? Nu este rău.
Nu e rău. Nu este. Ok. Pentru că un ochelar în ziua de azi cu atâta lumini artificiale și care are o lentilă de calitate, chiar dacă nu neapărat tratează, dar menține, să zic, acea dioptrie mai micuță spre a nu crede. Am înțeles. N-am înțeles. Cred că este bine să ne verificăm din timp pentru a avea totuși un confort a la lung, nu pe moment. Să luăm o imagine și din partea cealaltă, să vedem exact cum nicio problemă, vă rugăm. Numai bine. Ia, să vedem. Se vede mai clar? Ajută un pic. Derajează, este puțină ceață sau este și mai bine de cum a fost înainte? Este tot mai bine. Este tot mai bine? Bun. Thank you.